Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 12 noiembrie 2020. Dumnezeu locuiește în casa laudei. Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. Psalmul 22, versetul 3. Locul în care trăiești este casa sau locuința ta. Așadar, când îl lauzi pe Dumnezeu, tu spui: simte-te ca acasă, Doamne. Unde locuiește Dumnezeu? El are numeroase adrese și una dintre ele este lauda. Așa cum ne bucurăm de profunzimea intimității cu cei dragi acasă, tot așa lauda creează o părtășie profundă între noi și Dumnezeu. Așa cum vorbele de dragoste și apreciere aduc doi oameni la oaltă, tot la fel cuvintele de laudă ne apropie tot mai mult de Dumnezeu. Versiunea New King James a Bibliei prezintă acest verset 3 din Psalmul 22 astfel: Tu ești sfânt, așezat pe tronul laudelor lui Israel. Să remarcăm exprimarea așezat pe tron. Japonezii au un mod foarte frumos de a spune lucrul acesta. Amintindu-și că împăratul lor era purtat pe tron și cei care se aflau în jurul său se opreau și se plecau până la pământ, ei spun: când ne închinăm lui Dumnezeu, creăm un scaun pe care El vine și se așează. De 5 ori ni se poruncește în 2 versete alăturate să-i cântăm laude lui Dumnezeu. Ne uităm în Psalmul 47, versetele 6 și 7, unde găsim scris: cântați lui Dumnezeu, cântați! Cântați împăratului nostru, cântați! Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul, cântați o cântare înțeleaptă. Am încheiat citatul. Când Dumnezeu repetă același lucru de 5 ori în 2 versete, El o face pentru că dorește să fie sigur că înțelege mesajul. S-ar putea să spui: dar nu am ureche muzicală. Ascultă un cântec de laudă și fredonează și tu melodia așa cum poți, dar din inimă. David a scris în Psalmul 63, de la versetul 3: fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele tale. Te voi binecuvânta, deci, toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile.